Mă scuzați, vă întrerup timp meeting-ul. Ce se întâmplă acolo? Ce frumoasă are, mami. Hai. Sunt foarte mult soare și cu o zi super, super frumoasă. Este zi de primăvară absolut minunată cu un cocoș isteric pe fundal, pentru că trebuie să fim însoțiți de cocoș isterici. Am fost până acum afară și a fost bine, m-am și înțepat, mi-a și rămas un țep în deget. Eac! N-are nimic, îl scoatem. Dar începem un nou daily vlog din ăsta relaxat, de acasă. Nu știu dacă o să se întâmple ceva deosebit pe zilele astea, habar n-am, dar... am zis să deschid un nou daily vlog, să vă pup, să vă urez să aveți o zi minunată și să vă arăt niște colete pe care le am și să mai povestim așa, să mai vedem ce se întâmplă. Am fost afară, cum ziceam, am udat, mi-am udat plantuțele pentru că trebuie să-mi reintru în obiceiul de a uda plantele și... toate chestiile prin curte, inclusiv gazonul am început să-l ud, fiindcă este în perioada aia în care parcă ar vrea să înverzească și să-și revină, dar parcă nu e sigur și atunci îl ajut eu cu un pic de apă, pentru că aș vrea săptămâna viitoare să-l tund, să-i dau așa o frezare, că începe să arate inegal și săptămâna viitoare aș vrea să-l frezez puțin, să scot și uscătura din el, să-i dau un refresh practic și vreau să-l ajut cu un pic de apă până atunci. Aia era mașina mea de spălat care a terminat. Nu știam cine trage cu pușca, că așa se aude când termină mașina mea de spălat, efectiv zici că trage cu pușca cineva. Da, deci toate bune și frumoase, I'm very happy. Mi-am mai făcut o cafea, că în prima parte a zilei am stat și am lucrat la niște chestii. Am pus la punct și clipuri și alte chestii și acum mi-am mai făcut o cafea. Mi-este cam foame, ce-i drept, și ar trebui să găsesc ceva de mâncare, să inventez ceva de mâncare. Dar hai să vedem ce colete am să vă arăt. Unul este cu cărți. Sunt foarte happy, deci nu mai pot de fericire. Și... Da. Se anunță o zi magnifică. A început să bată vântul, că vroiam inițial să vorbesc cu voi de afară, să vă mai arăt ceva, să vă arăt o mică surpriză pe care am găsit-o de dimineață, de care sunt foarte entuziasmată. A început să bată vântul foarte tare, pe lângă faptul că sunt cocoși isterici și alte ființe isterice despre care nu vorbim. Dar poate găsim o bucățică mică, mică, mică de timp în care să vă arăt entuziasmul meu maxim. Așa, hai că m-am așezat ca să-mi fie mai ușor. Acestea sunt coletele și să începem cu cărțile, pentru că entuziasmul e mult prea mare, mult, 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 mult prea mare. Mi-am mai comandat niște cărți, de fapt se numesc cărțișoare, așa au spus fetele de la mine de pe Book Club, de la Book Club, că se numesc cărțișoare, pentru că le-am comandat de 1 martie și au fost un fel de cadou de 1 martie și sunt cărțișoare. Și în această cutiuță am decât 7 cărțișoare, de care sunt foarte entuziasmată și nici nu știu cu care să încep. Cu care din cărțile astea să încep. Până vine clipul ăsta, bănuiesc că m-am decis și probabil v-am și arătat. Dar acum așa sunt în faza aia în care nu știu cu care din ele să încep, că le-aș citi pe toate instant, dacă s-ar putea în același timp să le citesc pe toate 7, ar fi minunat, pentru că toate sunt minunate. Și avem așa, prima și prima dată, Oliver Sacks, omul care își confundă soția cu o
din asta, cu o pălărie. Este o carte scrisă de un neurolog despre niște cazuri bizare cu care s-a întâlnit el. Am dat de cartea asta într-un curs de psihologie și era menționat acolo, era dată ca bibliografie și am zis să o citesc și eu ca să am o idee mai bună despre ce este vorba. Pare foarte interesantă. Oliver Sacks, am înțeles că a fost un neurolog destul de renumit și abia aștept. Dacă nu vă pasionează, asta este, îmi pare rău, nu știu dacă voi se adresează neapărat. O carte pe care țin foarte tare să o citesc de anul trecut, n-am ajuns la ea, dar anul ăsta nu o las să-mi scape, este Casa din Marea Azurie, este o carte absolutamente superbă. Ia hai să o și desfacem, că este în folie și, după cum știți, am un pic de alergie la foliile de la cărți. Mie nu-mi plac cărțile în folie, îmi place să vină în folii, dar nu rămân în folii și așa, și are și scrisul decent, nu este mic, ce mă bucur, scrisă de TJ Klun, cred că se numește domnul, nu știu, TJ Klun, o carte este o carte fantasy cu ceva personaje interesante, cu un tip care se duce la un orfelinat în care sunt niște copii mai speciali, cu puteri din astea magice speciale, cred că am pământ sub unghii, pare rău, scuze, cerca să-l curăț, da, așa, și se întâlnește cu Satana, se întâlnește cu mai multe personaje din astea dubioase, se întâlnește cu multe personaje din astea ciudățele sub formă de copii. Rămâne de văzut, că am înțeles că toată lumea laudă cartea asta, toată lumea zice că e super amuzantă și foarte interesantă în același timp și abia aștept să văd cum este. Apoi, o altă carte în folie, care este tot așa în tibiarul meu pentru 2023, că de altfel și aia este în tibiarul meu pentru 2023. Dacă vă aduceți voi aminte, am făcut un clip pe la începutul anului cu 23 de cărți de citit în 2023. Ei bine, una dintre cărțile alea era Casa din Marea Azurie, tocmai pentru că vreau să ajung la ea, și a doua era Povestea slujitoarei de Margaret Atwood, pe care v-am zis că eu o iubesc din principiu, doar așa, pentru că am văzut-o și îmi place de ea foarte tare. Mai grosuță decât mă așteptam cartea asta și este cartonată, din fericire. Am văzut-o și în magazin, era să o cumpăr pe 1 martie, era să o cumpăr din 3 locuri și până la urmă m-am uitat pe Elefant și aveau cea mai bună ofertă la ea. Atunci așa am luat-o, am dat vreo 30 și ceva de lei, adică a fost mai ieftină decât în mod normal și de-aia am și luat-o. Am prins prețuri foarte bune, că de-aia am dat comanda asta de altfel. Un alt obiectiv pentru mine, pentru 2023, în tibiarul meu din 2023, era să citesc cel puțin o carte de Stephen King și prin urmare mi-am luat asta, care cred că este ultima, nu știu sigur, dar cred că e ultima, Un strop de sânge, nu știam cu care să încep, mi-ați dat și voi idei, dar pe asta am găsit-o, nu știu, mai accesibilă, mi s-a părut mie mai accesibilă și tot văzând-o printre aparițiile recente și comentate și am zis-o eu, deci, da, asta nu are ca un coperta cartonată, din păcate. O altă carte care se află tot în tibiarul meu și pe care vroiam să o citesc, tot așa pentru că este de psihologie și v-am spus că anul ăsta am de gând să abordez mai îndeaproape subiectele astea sau psihologia, să aprofundez mai mult, este asta, Minții împrăștiate, de Gabor Mate. Gabor Mate, pe care am început să-l urmăresc pe TikTok și care mi se pare din ce în ce mai interesant, este psiholog, cred, sau ceva de genul ăsta, este terapeut, psiholog, mă rog, are mai multe calificări, ca să spunem așa. Scrisul nu e cel mai mare, dar e ok, ne descurcăm. Deci, despre ADHD, despre cum ești împrăștiat, despre... Asta este iarăși o carte pe care cred că poți să o citești chiar dacă nu ești neapărat pasionat de psihologie. O altă carte care se află pe lista mea și cu care am foarte mari emoții și este o carte pe care o am... Inițial am evitat-o foarte mult, după care am pus-o pe lista cărților pe care vreau să le citesc în 2023, pentru că am auzit la Ildico un alt fel de review la ea sau mi-a dat un detaliu pe care... nu l-așteptam neapărat. Este Apă proaspătă pentru flori. Când o să vorbim despre cartea asta, o să vă spun exact care e detaliul ăla care m-a dat pe mine pe spate și care m-a convins să citesc cartea. Și scrisul este mare. Yes, thank you God. Și de-aia am pus-o pe
Zi-mi, te rog. Așa, bine, da, mulțumesc. Doamne, cât urăsc chestiile astea. Le urăsc, îmi plac, bravo. Așa, asta e cartea. O carte destul de voluminosă, dar e bună. Așa, și se găsește cică și pe Voxa, dacă vreți voi. Pe mine nu mă interesează mult special, dar așa, o să pun asta aici totuși. Și cartea asta, cred că o să-mi ajungă, o să fie un fel de flori pentru Algernon. O a doua flori pentru Algernon pentru mine, pentru că dacă m-ați urmărit anul trecut, știți experiența mea cu flori pentru Algernon când am jelit și presimt eu că așa voi jeli și cu asta. Și ultima carte din această serie este Marcus Aurelius, Gânduri către mine însumi, o carte pe care o vreau de foarte mult timp. Filozofie, nu știu, o carte care te face să te gândești așa un pic mai mult la viață și la chestii și la... Așa, o carte de căpătâi a civilizației europene, zice Andrei Pleșu. Și adică, păi dacă zice Andrei Pleșu, îl credem pe cuvânt că el știe mai bine ca noi și mai deștept decât mine de un milion de ori, cu siguranță. Așa că, da, avea aștept să intru și în asta. Asta o să fie, bănuiesc eu, o carte pe care să o diger așa în timp, nu pe care să o pot citi într-o sau o dată și gata. Pentru că, în general, cărțile astea de filozofie sunt cărți pe care e bine să le iei în doze mici, adică să le citești și să și analizezi, să rumeci, ca să folosesc un termen plastic, ideile respective, ca să rămâi cu ceva după urma lor. Zic eu, nu știu. Așa cred, consider eu. Acum fiecare punct cum vrea. Hai să trecem și la coletul ăsta, care cred că știu de unde e, dar nu. Ăsta este un pachet de PR și mă voi folosi de o pilă pentru a-l deschide. Ăsta este un pachet de PR și cred că știu de unde este. Cred că e de la Mara Blue. Pentru că au lansat produse noi, au lansat două produse noi din ce știu, din ce am văzut pe Instagram și îl desfac direct cu voi ca să fie treaba și vedem despre ce e vorba și o să vă țin la curent cum sunt produsele. Știu că mi-am mai trimis un ser pe care l-am în baie, care e ok, l-am mai tot folosit de așa. Da, exact cum ziceam, de la Mara Blue. Stați că e foarte, foarte bine ambalat. Am intrat, am pătruns în problema. Așa arată cutia. Hai să vedem ce avem aici. Oh, foarte frumos. Îmi place că folosesc albastru ăsta de la Tiffany's. E foarte drăguț. Ia, stați așa, stați așa. Ce avem aici? Așa, deci avem acum, avem așa, o cremă de zi, văd eu, pentru ten mixt și gras, cred că o să fie bună și pentru mine, cu SPF 30, Yalo Intense Cream și cred că face parte din gama Caviderm, gama din care face parte și serul despre care v-am povestit. Ia să o vedem. A, ce-mi place! Da, asta am văzut pe Instagram, că au genul ăsta de ambalaj airtight, de apeș și nu știu de ce am mirosit ambalajul. Apeș așa și iese produs. Ia să vedem cum se simte. Se simte foarte bine. Are un parfum ceva mai natural decât serul. Și se simte, este foarte fresh așa. Are, da. Pare interesantă, pare foarte interesantă. Mai avem aici Hyalo Intense Cream, tot o cremă cu SPF. A, e aceeași, ok, deci nu mai desfac. Este aceeași. Mai avem aici Mara Blue, Hyalo Booster Caviderm. Ăsta este serul, cred că este același ser pe care l-am. Ea se numește gama Caviderm pentru că are caviar. Ser de seară, ba nu, și de seară și de zi. Azi că nu văd, sunt amețită și nici n-am citit mail-ul. Dar o să mă uit pe el și vă spun. Oricum, le testăm diseară. Le testăm și vedem despre ce este vorba. Și mai am ceva aici. Mai am ceva aici. Un tricou mare de fain. Mulțumesc din suflet și Anei și Biancăi pentru că
s-au gândit la mine. Vă mulțumesc din suflet, sunteți foarte drăguțe. A, mai e ceva. Și mai avem șobentiță. Șobentiță. Din asta pentru aplicat care să stea când... Haide mă, mă ajuți și pe mine? Come on, thank you! Așa, o bentiță din asta pufoasă! Super, super, super faină! Stați așa, cam așa, cam așa, cam așa. Uii! Pot să fiu și eu Minnie Mouse? Can I be Minnie Mouse? So cute! Foarte drăguț! Mulțumesc din suflet! O să testăm produsele. A, da! A, diferența dintre cele două creme este că asta este pentru ten normal și asta este pentru ten gras. Am înțeles. Okidoki. O să vedem. Normal și uscat și vedem cum este, care e diferența. Ia, chiar s-o desfac și pe asta. Dacă tot m-am apucat de o trailă. Partea bună și ce-mi place este că au SPF, which is amazing. Și v-am zis și ăsta, îmi plac ambalajele astea, pentru că astea sunt ambalaje airtight și nu lasă aerul să intre. Da, asta se simte puțin mai hidratantă decât cealaltă. Dar la fel, cam aceeași textură, wow. Același miros. Da, asta este un pic mai hidratantă decât cealaltă, da, se simte. Parcă lasă un reziduu, este puțin mai lipicioasă, dar în rest sunt cam la fel. Este mai... Și au un miros ceva mai natural decât serul inițial. Serul inițial e ok, dar v-am zis, la el m-a deranjat mirosul că era puțin prea puternic. Asta e miros mai natural, un miros mai... zambilă, bujor, ceva de genul ăsta, un miros din ăsta floral proaspăt de vară. Așa. Sunt blondă. Bun. Mulțumesc din suflet, dragilor. Foarte, foarte drăguț pachetul de PR. Mulțumesc. O să le testez. O să testez produsele și o să vă țin și pe voi la curent. Astea le testez mâine dimineață, că acum sunt deja dată cu cremă și seara nu are rost să mă dau cu SPF. Cam asta este. Mă duc să fac ceva să mănânc, că mi-este foarte foame. Este deja destul de târziu pentru că m-am ocupat cu diverse, v-am zis, de dimineață. Este ora 2 deja și mi-este foame și vreau să mănânc ceva și vedem ce facem după. Poate vă arăt minunăția care mi s-a întâmplat în grădină. Și da, cam atât. Vedem noi. We go with the flow. Mi-am luat ce-a mai rămas din cafeaua mea și am ieșit afară și sper că nu vă deranjează foarte tare vântul, că bate înfiorător de tare, dar vreau neapărat să vă arăt de ce sunt eu foarte happy astăzi. Dacă mai țineți voi minte din vlogurile anterioare, aici, în aceste două ghivece pe care le mut constant pentru că seara le bag în casă la căldură, am pus floricele și am găsit un amestec de floricele și am pus și eu niște floricele și nu știu dacă vedeți voi aceste chestiuni, astea pe aici, astea sunt floricele care au început să iasă și sunt foarte, foarte happy, deci sunt atât de happy. Le-am udat și totuși pare că nu le-am udat de la vântul ăsta. Le-am udat de dimineață și le-am scos la soare, pentru că nimic nu-i mai bun pe lumea asta pentru plante decât soarele. Și le-am scos, este suficient de cald încât să stea așa afară. Și diseară le voi băga la loc, ca să nu ne trezim că mor, dar uitați-le că și aici este, și aici a ieșit, tocmai a trecut un zdreanță morocănos, așa, și aici încep să iasă floricelele și sunt foarte, foarte happy, abia aștept să le văd, abia aștept să văd ce sunt, că habar n-am, am luat și eu mixul ăla de flori și Dumnezeu cu mine. Hello, Happy Lucius, ce faci tu, Happy Lucius? Ce pasă? Ce face Happy Luciu meu? Happy, happy. Hai că poate mergem la plimbare astăzi. Poate. Nu-ți promit, dar poate mergem. Am fost certată într-unul din vlogurile anterioare că am zis de stropiri.
Stați că am călcat în groapă. Am zis, am pomenit de stropiri și am zis că sunt, se fac vreo 40 pe an, ceea ce se pare că nu e adevărat. It's not accurate, n-am reținut informația corect. Se fac undeva în jur de 15-20 de stropiri pe an, da? Deci, mă scuzați, am greșit. Și noi am făcut oricum mai puține. De ce am venit aici? Stați că nu știu să pun cana de cafe. Am venit aici pentru că vreau să vă arăt încă un motiv de bucurie maxim. Maxim pentru mine. Și anume aceste minunății care au înverzit în două zile. Deci în două zile s-au umplut de frunzulițe din astea micuțe. Doamne, deci nu mai pot de dragul lor. Abia aștept să se facă tot verde, să acopere tot peretele. Abia aștept. Este de vis. Anul trecut, dacă vă aduceți voi aminte, peretele ăsta a fost plin de flori. Sunt niște vrăbii isterice. Mă scuzați, vă întrerup timp meeting-ul? Ce se întâmplă acolo? Ce discutați? De ce faceți atâta scandal? O pun pe Woody să vă mănânce. Așa. Și liliacul, apropo de liliac. Și el a început să îmugurească, să iasă frunzulițele și într-o săptămână cred că se vor vedea deja și bobocii de floare. Sper. I-am promis anul trecut că îl tund, că îl fac, că îl răresc, n-am apucat, deci să vedem dacă ne-am îndurat anul ăsta, că nu se pare că ne-am îndurat, dar ce am făcut a fost să punem aici, să replantăm unul din lilieci aici, pentru că l-am tăiat eu anul trecut, era un, aici, dacă vă aduceți aminte, am zis că extind zona asta cu liliac, am mutat de acolo liliac ca să am așa un gard de liliac și am zis că pun așa mult liliac, dar pe ăsta l-am tăiat anul trecut. De aici am scos trandafirii pe care i-am pus între meri și le promisesem și ăstora că-i scot și sigur nu o să mai trăiască mult pentru că nu-mi place deloc de ei. Sunt iriși, dacă-i vrea cineva, vi dau, îi fac pachet, vi-i trimit, că eu nu-i vreau, nu-mi plac, îi urăsc, nu-i vreau la mine și vreau abia aștept să scap de ei, că nu-i mai suport. Și uitați-vă și la ăștia micu și de gălași câți bobocii are. Uitați-vă câți bobocii de frunjulițe are. Și domnul Cocoș isteric trebuia să-și facă prezența simțită. Uitați-l și pe ăsta. Și mai ales ăsta alb. Ăsta alb este o splendoare. Ăștia stau mai la soare și de-aia au mugurit mai tare. Dar sunt minunați. Am făcut o quesadilla, un fel de quesadilla, așa, din pur impuls. Deci a fost atât de bună. Bine, o să sufăr mai târziu pentru că am mâncat cașcaval, dar trecem peste. A fost atât de bun. A fost atât de bun, Dumnezeule mare, încât cred că aș mânca non-stop dacă s-ar putea. Și o să mai fac, chiar dacă o să mi se umfle burta și o să arunc ca un elefant. Mi-ar plăcea să stau pe afară să fac chestii, dar bate vântul ăsta și e nesuferit și nu știu ce să fac. Mă gândeam că astăzi mă ocup de astea. Așa am propusesem că astăzi să mă ocup de ele, dar început vântul ăsta și mă enervează. Happy, plecăm la plimbare? Nu pronunțăm cuvântul magic aici, că e zdranță de față și dacă aude zdranță vine și el după mine și nu mai poate să meargă. See you later. Mama, mergem tai-tai? Haide! Hai și mergem la plimbare!
dimineața! Stați să iau o guriță că e super proaspătă cafeaua asta. Frige, but it's the best. Poate punem și ăsta, să nu ard masa. Așa, și reluăm acest daily vlog pe care l-am abandonat câteva zile pentru că a fost urât, în sensul că a fost un vânt foarte puternic și n-am putut să fac nimic pe afară și n-am avut nimic deosebit să vă arăt. Am încercat, s-a anunțat în fiecare zi o zi frumoasă, ca și astăzi de altfel, cu mult soare, dar din păcate după 10 nu mai puteai să stai afară pentru că era efectiv taifun. Și am zis că poate astăzi avem noroc, poate astăzi reușesc să fac la chestia aia pentru căpșuni. Dar am zis că înainte să ies afară, să mă dau cu SPF, pentru că tocmai ce mi-am făcut un duș, și să mă dau cu cremă, și vreau să vă arăt cum arăta înainte. Este același ser Caviderm ăsta de la Mara Blue, că știți că vi l-am arătat că l-am primit și n-am apucat să-l folosesc și zic hai să-l folosesc acum. Este același ser, doar că s-a schimbat puțin aspectul asta, ambalajului. Este un ser care are peptide, 3%, are acid hialuronic și ce mai are? Caviar în el, că de aia se numește Caviderm, este o gamă cu caviar. Așa, și o să-l aplic prima dată. Da, este la fel de parfumat, asta e chestia care m-a deranja la el de prima dată. E ok, el ca ser este ok, că cu acid hialuronic și hidratează pielea, dar e un pic cam prea parfumat pentru gustul meu și astăzi o să testăm crema asta, crema cu SPF 30 de la Mara Blue, tot cu acid hialuronic, este crema pentru ten normal și uscat și v-am zis că îmi place sistemul ăsta de dozaj pentru că este airtight, ambalajul este din sticlă, dar știu cum e. O să dau și pe ochi, pentru că avem nevoie de SPF și pe ochi. Știu cum e cu ambalajele astea, că e foarte, foarte, foarte greu să le... să faci ambalaje de genul ăsta de sticlă, sunt foarte scumpe și apoi îți afectează foarte mult costul produsului, costul de producție. Este important că trebuie să-l ții cât de cât sub control, nu poți să pui așa la nesfârșit, că după aia ajungi la niște prețuri de te doare capul. Așa. Și crema în sine se simte foarte bine. Este hidratantă, dar nu mi se pare grasă, deși e pentru ten uscat. Pare puțin uleioasă așa, pare puțin lipicioasă, dar să o lăsăm câteva minute să vedem dacă intră în corp. Mai punem un pic, pentru că SPF trebuie puțin mai mult, doar așa de formă. Și eu am pielea puțin deshidratată pentru că am aplicat tretinoină serile trecute și apropo de tretinoină mă gândeam ca să mă opresc. Intenția mea inițială era să mă opresc undeva prin la sfârșit de aprilie cu tretinoina, dar având în vedere că a ieșit soarele deja și că este foarte puternic deja și stau destul de mult în soare, mă gândesc că cel mai bine este să încerc să o las de acum ca să nu-mi irite tenul, să nu mă trezesc cu pete și să-mi irite tenul și o să o reiau din toamnă, poate o reiau mai devreme, nu prin octombrie, noiembrie, cum am făcut până acum. Da, se simte bine crema până acum și peste ser. O să las puțin să intre în piele și să vedem cum se aplică, cum să mă machiez numai puțin așa, cât să fac și eu a om, să arăt a om, nu a orangutan. Dar până aici toate bune, deci această cremă este tot din gama serului, din gama Caviderm, cu caviar și acid hialuronic. Și oricum vi le las în descriere, în caz că vă interesează, vi le las în descriere ca să puteți citi mai multe despre ele. Și eu o să mă machez acum și mergem afară, pentru că aș vrea să-mi beau cafea afară. Hai, Zuzu! Zuzulici? Che pasa? Ce face Zuza mea mică? Așa vezi, mamă, bravo! Bravo! Udice-o! Aia era! Zici, stai așa! Stai așa, că aici e bine, de scărpinat! Oh, ce bine e să mă scărpin așa și mă umplu de praf!
maimuțică. A, uitați voi ce am eu aici. Ultima dată când le-am filmat erau micuțe, micuțe, de au ieșit și uitați-vă aici când sunt, au ieșit deja mai multe și ies în fiecare zi, tot mai ies. Așa, aici am gura leului și panțeluțele, nu știu, nu mai știu care cum îs, aici a ieșit ceva. Ăsta a avut un accident, nu știu dacă mai iese ceva, trebuie să mă uit la clipul ăla în care vă arătam că le-am pus acolo ca să-mi dau seama care-s panțeluțele și care-s gura leului. Trebuie să le ud. Aici avem iarăși babies, o nouă serie de babies, n-am mai apucat să pun pământ, că au și ieșit. Astăzi m-am trezit cu un cadou de la daliile mele, că au ieșit, că au început să iasă și ele, dacă le vedeți aici așa, au început și daliuțele să iasă. Aici la ochiul boului, liniște totală într-un moment. La fasole, asta fiind fasole, deocamdată liniște totală, la pătrunjel liniște totală, rămâne să le ud acum și să vedem. Și le-am scos la soare, ca să stea la soare și la căldură, că le face plăcere, și seara le bag înăuntru. Că așa au ieșit astea foarte, foarte repede, de nici n-am mai apucat să pun din asta pământ peste ele ca să le completez, dar nu-i nimic, o să punem noi mai târziu, după ce mai cresc. Și abia aștept să crească și să facă mari și frumoase. Partea bună și frumoasă este că nu bate atât de tare vântul, dar nu zicem 8, că încă e devreme, încă e dimineață. Aici, în zona asta, nu s-a întâmplat nimic nou. Cred că cineva a săpat aici. Cine a săpat aici? Nu m-a Udi a putut să sape. Mamă, mamă, ce-ți fac? Noroc că n-a săpat unde e semănată. A săpat fix lângă. Dar îți jumul urechile dacă mai sapi. Îți epilez urechile. Nu te cățăr. Uitați-vă și voi. Copil rău. Copil rău. Nu te mai cățăra acolo. Nu te mai cățăra acolo. Eu cu pup. Așa. Pup. Pup fetiță frumoasă. Cine fetiță frumoasă? Cine are fetiță frumoasă? Mami? Ia ce fetițe frumoase are, mami. Uite. Du-te! Hai, fugi la păsările tale și lasă-mi pace. Ah, Doamne. Ia să vedem dacă în partea asta se anunță ceva, că acolo spanacul și ridichile și ce-am mai pus, că numai jumătate știu ce-am mai pus, nu se vede nimic. Nici aici, nici în stratul ăsta nu este nimic. Nu se întâmplă nici o mișcare, dar eu le ud să-mi fac treaba. Și vedem. Sperăm că astăzi totuși o să fie o zi mai liniștită și nu o să mai bată vântul așa înfiorător de tare. Deocamdată semnele sunt bune, semnalmentele sunt bune. Și poate astăzi punem și cimirul, adică pomișorii ornamentali. Că ieri mi-am storcit creierii toată ziua să-mi dau seama unde Dumnezeu să-i pun și n-am realizat unde aș putea să-i pun.
pot să cred cât de frumos stai, cât ești de delicată, cât ești de dulce, cât ești de frumoasă. Of, Doamne, ce pisică frumoasă. Gata, s-a trezit. S-a terminat cu delicatețe și frumusețe. Ce a fost tu? Cât de frumos stăteai acolo. Ce frumos dormeai tu. Doamne, 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 ce pisică frumoasă. Udicea, de ce ești tu pisica mai frumoasă? Of, Doamne. Of, 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 of. Of, 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 ce mâțea. Și ce mustățele frumoase. Tatăl a început să dea din coada. Nu mai e fericită. Nu mai place. Dar ce soțeți avem? Ce soțeți? Ce soțeți, bre? Ce soțeți? Uite, ce soțeți aici? Asta și-o ce te place. O, Doamne, că nu există mâță mai răsfățată decât tine. Rectificare, poate singurul mai răsfățat decât Udi este Jiminy, care este îndrăgostit în perioada asta și care nu vorbește cu noi pentru că este mult prea important. Hello, dragilor, ce faceți? Este seară, este... Nu, și ceva, stați că mi-am pierdut telefonul. Unde e, bă, telefonul meu? Hai de aici. Așa, împachetat și eu de seară. De fapt, m-am dezasamblat și m-am pregătit de seară. Am făcut o grămadă de chestii astăzi. Nu am filmat mare parte din ele, dar am făcut o grămadă de chestii. După ce am udat plantuțele, gazonul, cum am zis, m-am apucat și am săpat puțin trandafirii și am udat și pe ei pentru că sunt atât de drăgălași și au înverzit și am zis să-i tratez și pe ei cu un pic de apă. Și am buzele uscate. După care, ce am mai făcut? M-am apucat de chestia aia pentru... Chestia aia pentru căpșuni, care va să vină, dar am schimbat iarăși planul, ce credeți? Păi, dar nu se putea, nu eram eu dacă rămânea planul așa. Am schimbat iarăși planul, am zis că o să am două suporturi din alea pentru căpșuni, ca să fie simetrie, să existe simetrie și ca să arate și curtea aia bine și o să pun și flori și vedem. Așa, deocamdată este în fază de proiect. Am înșurbat scândurile, le-am prins la un loc, le-am curățat, le-am dat cu șmirghelul bine bine și le-am curățat de praf, după care le-am dat cu lac și n-am mai avut decât o jumătate de cutie de lac și am dat un strat și un sfert, cam atât am dat pe ele, deci mai trebuie să cumpăr, cred că mâine sau să vedem zilele astea, niște lac, ca să zicem, trebuie să cumpăr și prin pământ ca să umplem toată povestea cu pământ, după care o să vină căpșunii acolo și, da. Ce am mai făcut după asta? Am făcut curățenie și la poartă, pentru că constatasem că poarta mea sau spațiul din fața curții mele se începuse să se transforme într-un fel de groapă de gunoi generală, da, la mine și la casele părăsite era la fel de murdar. După aceea, ce am făcut? Mâncare. Am făcut două feluri de mâncare. Am făcut o friptură, niște orez și am făcut și o supă de pui. Și ce am mai făcut? Am făcut baie. Da, nu știu, am făcut foarte multe chestii astăzi. Am fost foarte productivă și mă simt foarte bine. Chiar am energie. Bine, am băut vreo 3 cafele și a treia am băut-o destul de târziu. Și cred că de-aia am energie acum la ora asta. Și acum aș vrea să citesc și să vă arăt și ce citesc eu. Pentru că este o... Nu asta, stați așa. Este o carte foarte interesantă. Asta pe care o citesc acum este o carte pe care... De fapt, v-am zis, la începutul clipului v-am arătat-o în hol, în bucata din clipul ăsta cu holul, este asta, Oliver Sacks, omul care își confundă soția cu o pălărie, este un neurolog care ne povestește despre niște cazuri puțin mai dubioase pe care le-a întâlnit în cariera lui și știți că pe mine mă pasionează tot ce are legătură cu creierul, nu neapărat psihologia, cât tot ce are legătură cu creierul și îmi place foarte tare, mi se par interesante cazurile astea. Sunt destul de mulți termeni medicali și tehnici aici, dar cred că
pot să sar peste ele, peste ei, adică nu e ceva, nu știu, înfiorător, da? Sunt digerabili sau pot să-i sar și nu, să nu le dai foarte multă atenție și înțelegi despre ce e vorba, chiar dacă nu ai o pregătire medicală sau dacă nu cunoști toți termenii ăștia tehnici. Și cred că asta o să fie lectura mea de weekend, pentru că e o carte pe care o așteptam. De fapt, e una din principalele cărți pentru care am dat comanda asta. Și cu aia lui Gabor Mate și cu castelul, casa din Marea Azurie, care este una din lecturile lunii la Book Club. Și mai trebuie să-mi iau Castelul Pălărierului, care și aia este a doua lectură la Book Club. Da. Și cam atât pe ziua de astăzi. Uniți cad șosetele din pat. Ea târnă șoseții. Uitați-o cum îi atârnă șosețelele. Sinalea nicio problemă. Și mami, dacă eu n-am nicio problemă, tu de ce ai avea vreo problemă? Că mie mi-atârnă șosetele. Adevărul e că și eu mai stau câteodată cu picioarele așa, scoase de pe marginea patului, atârnate. Dar unii, nici dacă nășteam eu un copil, efectiv nu semăna mai mult cu mine. Deci asta cred că pot să dau un scris, pot să jur că dacă nășteam și dacă concepeam eu bucățică cu bucățică un copil, nu cred că semăna mai mult cu mine decât seamănă Udi. Deci găsesc atât de multe trăsături din personalitatea mea în personalitatea ei, ceva de groază, mă și sperie. Și pe de altă parte este și un fel de reminder sau de lecție pentru mine Udi, pentru că Udi este genul de pisică, este extrem de politicoasă. Încearcă să nu te încurce, adică ea nu te înghesuie cu dragostea dacă nu vrei sau nu te sâcâie, exceptând pe la 3 dimineața când are chef de plimbat și pe la 6 sau pe la 5. În rest, nu te sâcâie, nu te deranjează foarte mult, dar când vrea ceva, nu există. Deci dacă ea vrea ceva, este în stare să se cațere pe pereți numai să obțină ceea ce vrea. Deci nu, e... Nu există, nu, dai cum. Dacă ea în secunda asta vrea să-i dau să mănânce, pot să o dau afară, afară, pot să sigilez casa, pot să fac absolut orice. Nu, ea va obține mâncare, pentru că de la mine, știți, nu așa, deci o să mă facă, o să mă convingă să-i dau mâncare. Dar în rest este o pisică absolutamente adorabilă, extrem de cuminte, nu face multe prostioare. În afară de faptul că are o strandafirul ăla și l-a rupt astăzi. Dar ea nu face multe prostioare. Și e un copil absolut adorabil pe care n-ai cum să nu-l iubești. Adică n-ai cum să nu-l iubești. Atât este de dulce și de simpatică și de drăgălașă și de iubitoare. Când vrea ea să fie iubitoare, te iubește, nu se poate. Dar când vrea ceva, vrea. Și v-am zis că asta a fost atitudinea ei de la bun început, că am luat-o, am găsit-o, am povestit că am găsit-o, săream coarta în curte și a intrat și se ferea de câini, am luat-o ca să o feresc de câini, am băgat-o în bucătărie, zic ea, și mănâncă, am mâncat ce lăsase Jimmy, care era foarte mofturos și care nu mânca așa, am venit, ea a făcut termită acum, că era în faza de termită și a făcut curățenie totală, a ras tot. După care m-am trezit cu ea în pat și se comporta ca și cum, hello, asta e casa mea, ce cauți aici? Adică, da, nu-ți imaginezi că mă dai afară, nu? Deci asta a fost atitudinea ei și de-aia o ador. Pe muștecioașa mea albă. Mușteci? Băi, mușteci. Stați că s-a trezit. Vorbesc, e lumina aprinsă și vorbesc și o deranjează, pentru că, în mod normal, ar trebui să fie liniște. Da. Deci, eu închid vlogul ăsta aici. O să vă țin la curent cu cremele, cum mi se fac și dacă mă înțeleg cu ele. Astăzi m-am luat cu treaba și efectiv n-am mai urmărit dacă a funcționat, dacă n-a funcționat, dacă mi-a stat machiajul. Am fost pe altă planetă. Oricum, la un moment dat am intrat în baie și mă uitam la ochii mei și zic, dar ce neregulă cu ochii mei? Se întinsese mascara pe aici, era toată mânjită. Cum m-am mișcat pe acolo, eu știu ce am făcut, m-am frecat la ochi, habar n-am, nu știu ce făcuse. Dar eram de, Doamne, ferește, te speriai, adică eram bună de mă pus în pozele de Halloween. Și nu, am stat să urmăresc. Da, vă zic.
vă povestesc. Și cu cărțile ne auzim, pentru că abia aștept să le citesc pe toate pe care le-am luat. Dar mai răspasta. See you later, alligator. Bye bye. Ciao.